poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea pentru premiul maxim de 4.000 de euro în această dimineață. Plecăm de la 500. A doua întrebare valorează 1.000 de euro, a treia 2.000 de euro și, în final, cea de-a patra întrebare, 4.000 de euro. Adrian din Craiova e cu noi, bună dimineața! Salut, Adi! Bună dimineața! Salut! Cred că e prima oară în sezonul ăsta de dublu sau nimic când ajungem la premiul maxim. Da. De 4.000 de euro. Așadar, ești în fața unei premiere. Adriane, vrem să știm mai multe despre tine, așa că să ne împrietenim puțin și să-ți treacă și ție emoțiile în caz că le ai. Zi-ne ceva despre tine, cu ce te ocupi, câți ani ai, ești la serviciu, ești acasă, ești cu colegii. La serviciu, cu niște colegi pe aici, oricum ascultăm numai Europa FM, că asta e postul preferat. Uh-huh. Asta e bine, până aici și... totul e bine. Așa. Câți colegi ai cu tine? 54 de ani și... Mulți înainte. Mulți înainte. Cam atât. Câți colegi ai cu tine? Trei colegi. Trei colegi. Adi, ești un om... suficient. Un om copt. Ai vârsta ideală ca să faci performanță într-un concurs de genul ăsta. Să sperăm, să sperăm. Că trecem peste emoții și asta, oricum... Da, și eu zic că ești pregătit pentru a da toate răspunsurile astăzi. Hai să nu te lași copleșit de miza financiară, gândește-te că sunt vouchere. Nu știu, bani virtuali. A, mă înțeleg. Da. Joci pe puncte în dimineața. Exact. Ai văzut ai noștri aseară dacă s-au lăsat copleșiți de emoții? Păi dacă jucau și nu se gândeau ca bătut. Au reușit să facă un singur punct dintre ei. Asta. Hai că tu iei toți banii astăzi. Simt eu asta. Bine? Au mai trecut emoțiile, Adrian? Da. Da, asta. Vrei să mai vorbim de națională puțin să chiar să te simți curajos? Nu, nu. Ești microbist, că ai două echipe în Craiova acolo. Nu-l băgă lucrurile. Nu. A mai lăsat-o mai moale cu microbii ăștia. Asta este un subiect delicat pentru craioveni. Nu e deloc delicat. Dar e bine că a mai lăsat-o mai moale. Păi de asta. Mulți au lăsat-o mai moale din cauza scindării societății microbistice. Bine, Adrian, 500 de euro, 1000, 2000 sau 4000 sunt opțiunile tale în această dimineață, de fiecare dată după un răspuns corect. Ai 6 secunde ca să ne dai răspunsul. Repet, 6 secunde, te poți consulta cu oricine vrei tu, răspunsul însă trebuie să fie rostit clar de tine, pe tine te ascultăm, tu participi la joc, chiar dacă ai și 100 de ajutoare în preajma ta. Și cam atât, e simplu. Mai ales că spuneai că ascultați în fiecare dimineață deșteptarea, deci știi exact despre ce e vorba. Da. Bine. Cunoaștem. Să nu stai prea mult, încearcă să cauți și tu răspunsul, nu fii foarte atent neapărat la colegii tăi, că asta te face să pierzi timpul și așa mai departe. Te concentrezi, da? Dacă vorbești. Nu, nicio problemă. Nicio problemă. Hai să începem, mult succes! Mulțumesc! 500 de euro. Mai ceva de zis, George? Mai am niște cașcaval, dacă... Așa, dă-i drumul. Hai să dăm și noi cașcaval. Adi! Da? Prima bucată de cașcaval e ca și câștigată. Zic eu, nu cred că te poate pune în dificultate întrebarea asta. Spune-ne, pentru 500 de euro. E o promoție de Black Friday, sincer. Adică nu te întâlnești așa des cu asemenea întrebare pentru asemenea premiu. Ce actor interpretează rolul principal al elevului Mihai Marinescu în seria de filme Liceenii? Bănică Junior. Mama mea. Auzi? Au n-ai văzut filmul, ori de la emoții. Ori te joci cu noi și îți place lucrul ăsta. Nu, că așteptat o confirmare de la un coleg. Băi, vedeți că aveți un radio deschis și aveți întârziere și asta o să vă încurce foarte tare. La timp. Că pierdeți vreo două secunde ca popa. Deci din șase rămân patru. Așa că dacă vrei să ne asculți, ascultă-ne pe speakerul de la telefon. Nu pe radio, că la radio e întârziere mare. Bun. Am înțeles. Adrian, spune-ne pe speaker, strângeți-vă acolo pe speaker și tu să dai răspunsul. Că... Dă puțin pe speaker să vedem cum te auzim. Hai că e miză mare, nu-i de joacă. Tu ne auzi bine? Acum se aude? Da, noi te auzim foarte bine. Tu ne auzi bine pe noi?
Da, da. Bine. De aici nu mai ești, departe așa mergem. Nu ești foarte sigur de răspuns, sau? Nu. Nu ești sigur. Cine ți-a șoptit Bănică Junior? Un prieten. Un coleg. Păi și n-ai încredere în el? Prietenul a nevoie să se cunoaște. Corect. Da. 500 de euro sunt ai tăi, Adrian, bravo! Mama, Ștefan Bănică Junior e răspunsul corect. Ai fost la limite, era mingea în aer, ca la basket, pe soneria finală. Cred că mai aveai 30 de sutim. Da. Se expire timpul și la fix ai zis Bănică Junior. Tare, pe e bine. Te cheamă și Ștefan. Ce emoții am avut. Cu puțin noroc. Da, cu puțin noroc ai luat 500 de euro și ai trecut de ce era mai greu, de întrebarea de debut. Acum ai cale deschisă către marele premiu. Decizia e la tine, ce faci? 500 continuă. De euro sau dublăm? Continuă, bravo. Bravo, Moltean. 1000 de euro? Sânge fierbinte. Da, domne, așa se face, bravo. 1000 de euro. Ori la bal, ori la spital. Cu ce vă ocupați, Adi? Voi acolo. Lăcătuș. Lăcătuș. E o întrebare, zic eu, potrivită pentru o gașcă de bărbați. Ascultă. Să fiți atenți și vezi dacă răspunde vreunul din colegi, trebuie să rostești tu răspunsul final, da? Da, știu. Că sunteți și pe speaker și să nu fie confuzii. Adrian și colegii, pentru 1000 întreagă de euro. Cum se numesc compușii chimici formați doar din carbon și hidrogen și care sunt în general combustibili? Combustibilii. Carbohidrați. Ți-am zis de carbohidrați? Da. Inversadii. Hidrocarburi. Asta era. Bine ar să fie. Uf. Hidrocarburi era răspunsul corect, Adrian. Dar de ce se spune hidrocarbură și nu se spune carbohidrat? Păi se spune și carbohidrat. Mamă, o să ții minte hidrocarburile astea toată viața. Am înțeles. Da, mă, Adrian, ne pare rău. Dar ai fost aproape. Ai fost aproape. De data asta a venit târziu răspunsul, oricum nu... Mamă, ce rău îmi pare, mi-aș fi dorit să mergem. Îl simt pe Adrian că ar fi mers până la capăt. Adi, știu că ești necăjit acum că ai pierdut banii ăștia. Îți arde să-i răspunzi unei întrebări lui Vlad, că m-a terorizat de un săr de oră încoace, mă bate la cap cu întrebarea asta și el ar fi vrut să deschidem cu ea. Și dacă nu te deranjează să răspunzi în afara concursului la această întrebare, te rugăm frumos. Nu știu fel de probleme. Ia uzi. Bine, fii atent. Când ești gata, îmi spui, da? Așa întrebare de circus, da? Gata. Asta treia să fie prima întrebare și domnul Luca a refuzat-o. Deci vedem dacă el avea dreptate sau eu. Atenție! Pentru 500 de euro virtuali, bandă Monopoly, ce i-a căzut în cap lui Isaac Newton când a descoperit legea gravitației? Un măr. Bravo! Pam, vezi, pam. Luca, ți-am zis că știa omul? Și eu ți-am zis că știe cu Mihai Marinescu. Da, fapt, da, a fost George. La limită. A fost. La limită. Un măr. Un măr, cam un măr. Ușor, mă, asta am zis. Ce era să-i cadă o nicovală? La voi, la Craiova, acolo i-ar fi căzut o prună. Niște prazi. A avut noroc că nu crezi dovleci în copaci. Da. Corect. A fost de armere. Bine. Ne-a plăcut de tine astăzi, Adi, mulțumim, Adrian. Da. O zi bună. Să fii sănătoși. Am intrat în direct. Spor la bine. Treabă și weekend fine să aveți. Numai bine. Adrian din Craiova... N-a fost să fie, n-a fost, a fost aproape, ai văzut? A fost. O luăm de la capăt, luni de dimineață, cu dublu sau nimic. Da. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.